Astăzi, 13 septembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara a organizat o serie de activități prilejuite de Ziua Pompierilor din România. Ceremonialul festiv a cuprins mesaje aniversare, înaintări în grad înainte de termen, precum și recompensarea pompierilor și salvatorilor, care s-au remarcat în mod special în activitatea desfășurată. În plus, au fost deschise pentru public porțile tuturor subunităților din județul Hunedoara. Participanții au transmis mesaje aniversare și au felicitat pe pompieri pentru devotamentul și dăruirea cu care își fac meseria, dar în același timp s-a evocat și eroismul celor care în urmă cu 175 de ani și-au dat viața pe dealul Spirii. Sunt onorat să mă aflu astăzi aici ca reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara, instituție care a dezvoltat de-a lungul anilor un parteneriat solid cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara. Consolidăm această cooperare zi de zi prin demersuri comune menite să faciliteze nobila misiune a pompierilor. M-am întrebat adeseori din ce sunt plămădiți acești adevărați salvatori, pompierii. Cu cât curaj, empatie și dăruire trebuie să te naști pentru a lupta cu dezastrele. Cu câtă credință să pleci în fiecare misiune convins, fiindcă Dumnezeu te va ocroti și de această dată. Evoluția tehnologiei ne oferă astăzi ocazia de a urmări deseori pe viu intervențiile salvatorilor români care în țară sau peste hotare fac cinste hainei militare pe care o poartă. Sărbătorim anul acesta 175 de ani de la lupta eroică a pompierilor militari din dealul Spirii împotriva forțelor otomane pentru apărarea Revoluției de la 1848. Fiecare pompier, salvator, paramedic, dă dovadă de devotament, implicare și curaj, punând zilnic propria siguranță în slujba semenilor. De aceea, atunci când vorbim despre dumneavoastră, nu spunem că aveți o meserie, ci o vocație. Pe lângă mesajele oficialilor, în timpul ceremonialului festiv au fost înaintați în grad înainte de termen și recompensați pompierii, salvatorii și voluntarii care s-au remarcat în mod special în activitatea desfășurată. Astăzi, 13 septembrie, sărbătorim Ziua Pompierilor din România, o zi foarte importantă pentru noi, ocazie cu care, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, am desfășurat un ceremonial militar unde au avut loc mai multe activități. Avansare înainte de termen, premiera cel mai bun pompier al anului, paramedicul anului, precum și voluntarul anului. Totodată au fost distribuite diplome de merit colegilor mei care au participat la misiuni internaționale în Grecia, respectiv Franța, la stingerea incendiilor de fond forestier. La finalul activităților au fost distribuite și diplome de excelență și apreciere la o parte din instituțiile cu care am colaborat în anul 2023. Să fii paramedicul anului înseamnă să ai o a doua familie. Familia de paramedici, familia de pompieri, a doua casă să fie la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ce e în sufletul unui salvator care intervine la așa ceva? Și salvatorii plâng câteodată, atâta pot să zic. În timpul liber lucrez cu câini de căutare-salvare, cu câinii mei proprii și misiuni de genul ăsta au fost multe. Acum misiunea a fost solicitată din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara, la care am răspuns din timpul liber, iar misiunea care mi-a oferit acest titlu, să zic, anul ăsta, a fost cea prin care am găsit o persoană în viață după 20 de ore de căutare. Ce înseamnă să fii voluntar în 2023 în România? Este ceva foarte frumos să ești în slujba cetățeanului, în primul rând, și te simți folositor la oameni. Iubești ceea ce faci. În cadrul evenimentului de astăzi au mai fost organizate o expoziție cu tehnica intrată de curând în dotarea salvatorilor hunedoreni, ateliere interactive pentru copii, exerciții demonstrative de acordare primului ajutor medical și puncte de informare preventivă.